Deși s-au pregătit intens pentru Valentine's Day, administratorii unităților de cazare de pe Valea Prahovei nu s-au bucurat de prea multe rezervări. Chiar și cu o zi înainte de sărbătoarea îndrăgostiților, proprietarii pensiunilor își aranjau camerele și încercau să-i ademânească pe turiști cu oferte cât mai năstrușnice. Iubita mea, să ne aruncăm în mare și să trăim în mare neînfrânt. Iubita mea, să ne luăm la anul 3 săptămâni concediu pe pământ. Pregătite cu cele mai frumoase lenjerii, dar de-aia se numește ziua de iubire, nu de dragoste. Trebuie să fie cu totul și cu totul. Deosebit. Deosebit. Faptul că în acest an Valentine's Day pică într-o zi de joi i-ar fi putut avantaja pe turiștii care ar fi sosit în stațiuni, prețurile camerelor fiind mai mici la mijlocul săptămânii. La o pensiune ca cea din imagini, prețul camerei este de 80 de lei pe zi, iar cei care ar fi închiriat de joi până duminică ar fi beneficiat și de reduceri. La hotelurile de 3 sau 4 stele din stațiunile Bușteni și Sinaia, turiștii mai au încă la dispoziție pachetele speciale de 2 nopți. Oferte speciale de Valentine's Day, valabile și pentru dragobete. Da, se pare că turiștii sunt interesați de oferta noastră și am avut cerere și pentru Valentine's Day și pentru dragobete. În ce proporție la sută aveți ocupat de Valentine's Day? De Valentine's Day 40%. Pachetul intitulat Happy Valentine's se vinde cu 420 de lei pentru o cameră dublă și include cazare, mic dejun și cină romantică. Cei mai puțin pretențioși însă pot opta pentru pensiunile sau ofertele particularilor unde o cameră dublă se poate închiria cu 60 de lei. În plus, turiștii au avantajul că în aceste zile se anunță vreme frumoasă la munte, numai bună pentru plimbări în aer liber, printr-un peisaj de iarnă rar întâlnit. Iar pârtiile sunt în stare perfectă în toate stațiunile.